Misionar, suntem cu Domnul. Misionar, România, India, Africa, Asia și multe alte locuri din lume te așteaptă ca să duci vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Vino cu mine, dragul meu, să asculți întâmplări adevărate din viața misionarilor. Și nu uita, și tu ești chemat să duci vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Salvați în timpul nopții. Hai să facem întrecere până la copacul acela. Îl provocă Mark Knees, în vârstă de 8 ani, pe fratele său mai mare. Ridicându-se pe pedale, cei doi fii ai misionarului pedalau bicicletele cât puteau de repede pe drumul prăfuit și bătătorit de căruțe. În urma lor venea restul caravanei. Lloyd Knees, misionar în India, își conducea încet Chevroletul demodat, ocolind gropile. Lângă el stătea soția sa, Elizabeth, și fiica lor mai mică, Esther, iar pe bancheta din spate erau două femei biblice cu pielea maronie și soția unui predicator indian. Femei biblice este o expresie folosită în India pentru femeile care distribuie Biblii și broșuri. Trei evangheliști indieni și o bucătăreasă mergeau cu bicicletele în urma mașinii. Apoi veneau căruțele încărcate cu tot ceea ce un grup de misiune ar avea nevoie pentru o călătorie lungă de 2 luni de zile. Corturi, paturi pliante, coșuri, cărți, hrană, medicamente, felinare și unelte, care erau împachetate frumos în căruțele din lemn. Aș fi vrut să mai stăm în Botiadihi o perioadă de timp, îi spuse Mark fratelui său în timp ce se odihneau la umbra copacului, așteptând ca ceilalți să-i ajungă din urmă. Acolo am avut una dintre cele mai frumoase tabere pe care le-am făcut vreodată. Îți amintești copacul acela de mango sub care am dormit? Mi-ar fi plăcut să agăț un leagăn de acea creangă uriașă chiar deasupra cortului nostru. Da, dar tata s-a rugat cu privire la acest lucru, răspunse Paul, care avea 10 ani. El și ceilalți predicatori au decis să plece astăzi dacă se oprește ploaia. Și chiar imediat după asta au văzut cum începea să se însenineze. Așa că diseară vom fi în Panduka. Mă întreb cum o să fie tabăra aceasta. Era o după-amiază luminoasă și însorită când caravana misionarilor ajunse în satul Panduka. Tatăl lui Mark se grăbi să ceară permisiunea bătrânilor din sat pentru a tăbărâ sub un pâlc de copaci înalți de mango. Apoi, împreună cu ceilalți bărbați misionari, ridicaseră corturile și săpaseră o groapă în pământ în care să facă focul. O încărcătură de bușteni fu adusă de la una din căruțe și pusă lângă groapa de foc. Când va veni seara friguroasă, mulți săteni vor fi atrași de căldura și lumina focului făcut de misionari. Apoi, Evanghelia prețioasă a lui Iisus le va putea fi împărtășită prin povestire și cântare. Era deja înspre amurg când bucătăresele au terminat de pregătit cina și oamenii au început să mănânce lângă foc. Mark, împreună cu fratele și sora lui, stăteau și priveau în timp ce tatăl lor aprinse lampa cu gaz și o agăță de un stâlp. Lumina albă, curată și strălucitoare împinse toate umbrele întunecoase până la marginea taberei și îi făcu pe copii să se simtă în siguranță.
Acesta este cel mai luminos loc din sat, afirmă Paul către ceilalți. Niciun indian nu are vreo lumină ca aceasta. Foarte curând vor veni să le vadă pe ale noastre. El a avut dreptate. De pe cărările înguste și șerpuitoare ale satului, oamenii începeau să vină. Câte doi, câte trei, și apoi în grupuri mai mici, sătenii își făcură drum spre lumina și căldura din tabăra misionarilor. Creștinii le-au urat bun venit și apoi unul dintre predicatorii indieni conduse grupul într-o cântare. Pe la ora 10, Mark era foarte obosit. Întâlnirea se terminase, dar câțiva indieni mai zăboveau pe lângă foc, vorbind cu predicatorii, în timp ce femeile și copiii se pregăteau de culcare în corturile lor. Ochii lui Mark nu mai rezistau să stea deschiși, așa că se întinse somnoros pe scaunul care servea drept saltea pentru patul său. Sacul era umplut cu paie, iar când se așeza, acestea foșneau. Mark putea auzi murmurul oamenilor care stăteau lângă cort și un alt zgomot în întuneric, un geamăt al crengilor pline de frunze bătute de vânt. Se pare că va fi o furtună, se gândi Mark înainte de a adormi. Câteva ore mai târziu, Mark tresări din somn. Șuieratul vântului îi răsuna în urechi, iar partea de sus a cortului dudura sălbatic. La lumina lămpii îl sări pe tatăl său stând lângă unul dintre stâlpii cortului, sprijinindu-l cu greutatea lui. Ce se întâmplă? Strigă somnoros băiatul speriat. Este un ciclon, îi răspunse mama cu o voce liniștită. Nu o trezi pe Esther. Dumnezeu va veghea asupra noastră. Clipind, Mark privi împrejur. Mama lui era pe genunchi, ținând lampa și probabil rugându-se. Tatăl său, înalt, stătea nemișcat lângă stâlpul cortului. Afară se dezlănțuia furtuna, însă înăuntru, Mark își dădea seama de credința părinților în ocrotirea lui Dumnezeu. Încet, ploapele se ridicară încă o dată și apoi se închiseră. Dimineața, cerul era senin și albastru, încât Mark se întreba dacă furtuna din timpul nopții nu fusese cumva doar un vis. Dar atunci auzi voci entuziasmate venind din direcția unde era focul aprins pentru micul dejun. Grindină? Da! Grindină mare! Dar niciun bob de grindină nu a căzut peste corturile misionarilor. Îmbrăcându-se rapid, Mark alergă afară în dimineața strălucitoare. Peste tot în jurul lui, cei mari discutau despre furtună. Cred că numai Dumnezeu ne-a păzit noaptea trecută, declară plin de mulțumire unul dintre predicatorii indieni. A trecut un ciclon și nu ne-a distrus nici măcar un cort. Deodată, un grup mic de femei intrară în cercul misionarilor, vorbind toate în același timp. Dumnezeul vostru v-a salvat ieri! Strigă o femeie gâfâind.
Noi suntem din satul Botiadihi, unde ați avut tabăra până ieri. Interveni alta. Și copacul acela mare se opri ca să-și tragă sufletul, dar o altă femeie i-o luă înainte. Acel copac mare de mango sub care ați avut tabăra nu mai este. Furtuna l-a doborât chiar pe locul unde ați avut corturile. Chiar pe locul acela, întări spusele o a patra femeie. Dacă nu ați fi plecat ieri, ați fi murit. Dumnezeul vostru v-a salvat. Am venit la piață aici în Panduka, dar mai întâi am vrut să vă spunem despre acel copac. Marc stătea lângă tatăl său și asculta. Copacul acela mare și frumos, se gândi el plin de fiori. Și eu am vrut să mai rămânem în acel loc. Dar tata s-a rugat și Dumnezeu a trimis un cer senin ca semn că trebuie să plecăm. E bine că am ascultat de Dumnezeu. Ne-a ocrotit și de data aceasta. Lui și Elizabeth Knees au fost misionari în India Centrală timp de 16 ani, din 1926 până în 1942. Acest incident s-a întâmplat prin anul 1935. Tânărul Mark nu a uitat niciodată noaptea în care familia sa a fost salvată de furtună. Când a crescut mare, a ajuns doctor și împreună cu soția sa au petrecut 13 ani ca misionari în India. Mark Knees este unchiul autorului prin căsătorie. Misionar, suntem cu Domnul, misionar pe acest pământ. Ați ascultat capitolul 15 din cartea Întâmplări din viața misionarilor, de Mildred Martin. Ei au slujit lui Dumnezeu în generația lor și ne-au lăsat o pildă pentru ca și noi să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos, începând cu strada noastră și până la marginile pământului.